creează confuzia și mențin și generează nesiguranță. Vine și varul 5, nu vine. E produs în laborator, nu este natural. Ajută masca, nu ajută masca. O să trăim cu ea toată viața, nu trăim. Și frica, cu nesiguranța, confuzia și cu dezbinarea au răvășit societatea noastră cu totul. Și toate statele, că e o problemă planetară. Unde vedem reacții din partea tuturor categoriilor sociale, dar ne referim mai la cei oameni distinși, sănătoși, care au un cuvânt de spus, deși sunt cenzurați, specialiști și în toate, să zic așa, în toate religiile. Și iudaismul suferă și au, sunt prigoniți. Și arabii suferă și islamul și creștinismul. În toate părțile se duce această luptă. Că se vrea nu numai o nouă ordine mondială, o resetare a lumii, care e mult mai atât. Nu mă întind acum, pentru că sunt oameni care vor vorbi despre aceste lucruri. Au avut loc adunare la Davos și în alte părți. Se pecetuiește pe față soarta lumii după mințile unor oameni fără Dumnezeu. Ne obligă la o legislație, la o ordine de viață, la un cercuit. Dar să știți că sunt șubrezi cu toată armata lor.